până astăzi facem un video cu dacă Gogler fi-l lăpăsăm sau el piesă, da. Așa, o să fie 7 concurenți, da. Ok, să începem. Bă, 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 off, intrați. Bună, aș dori să știu, vreau să fac niște feluri de mâncare și nu știu ce feluri de mâncare, puteți să căutați, vă rog. Feluri de mâncare, dar poți să mă duci la restaurant. Fă o supă cu legume și gata, nu? Păi nu, păi, de seara e ziua lui, străbunica mea și mă gândeam să fac o mâncare și, trebuie să mă duc și la, mă duc și la un corcuț de mâncare și îmi trebuie neapărat o mâncare delicioasă. Ok, ia să văd. Deci felul de mâncare, ai zis. Ia să văd. Așa, am găsit mâncare indiană, rețeta 1406. Zi, îmi notez aici. Aș putea chiar să scriu și rețeta în nume, zi. Ieși afară. Dacă nu știi ce vrei, ieși afară. Ieși afară. Bine. Să intre următorul. Tu iarăși. Una! Aș dori. Nu mai vreau dacă brânza este... Dacă brânza este dovestică. Dar am întrebat eu asta vreodată? Cum ai întrebat? Ești ca naiba de... Acum ar trebui, cu ce moduri poți să faci mai mulțele fericite? Ce doamne de întrebare e asta? Puteai să întrebi, păi poți să te joci, poți să... nu prea, mă plictisesc la astea. Ceva mai interesant, poți să cauți? Pentru ce este acest video? Dacă Gorga ar fi de păstă, haide, fă ce se spune. Da, poate să mănânce bombonele de pisici. De ce te am zis astea? Tu mi-ai cerut astea, nu? Trebuie să caut ce mi-ai cerut. Dacă nu poți ieși afară. Bine, e pe să mă uit. Nu, este interzis. Stai în spatele calculatorului. Laptopul sau ce vreau să... Da. Da, dă pentru câini, frate. De maimuțe. Oh, m-am prins. Deci de o maimuță. Păi ai putea face orice. Cum adică aș putea face orice? Ieși afară. Toți clienții sunt ca naiba de clienți. Îmi zici mie. Bine, poate și afară. Doamne, ce pânzător că am nașpa. Să intre următorul. Bine, aș vrea să știu niște coafuri. Ok, coafuri. Coafuri de, na, așa, niște coafuri, nu faine. Coafuri, vreau să scriu modeste, da. Coafuri mai modeste. Uite-te tu aici. Da. Păi, mă gândeam pentru că să nu te supăr, pot să fac o poză ca să... Ok, dar nu mult, am o grămadă de clienți la coadă. Ok, să-mi iau telefonul și... Ups, am uitat să-mi stelez camera foto acasă. Atunci... Ce mai vrei în plus? Lasă-mi instalez. Până ți-l instalez tu. Mă draze mult. Vreau 2 ore. După 2 ore. E gata? Gata! Ține. Am terminat. În sfârșit. Mulțumesc. Așa. Iată pură. Ok, să intre următorul. Până aș vrea să știu niște haine de la produse, ceva în genul... Frate, toți sunt ce produse, ce Dumnezeu! Haide, uite-te aici, ca naiba de căței, de
clinți. Îmi zici mie naiba de cățel. Oh, nu, 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 nu. Ok, ok, uite-te aici. Ți-am pregătit. Mulțumesc. Eu știu cum să mă port cu acești. Hello, ne filmează o cameră. Ups. Ok. Ok, am văzut. Deci, pe OLX, pe 24-6D. Da? 6D. Poftim. Păsi! O, aștept să treci. Scuzați-ne, așa este. S-a intrat motorul. Bună, tu ce vrei? Aș vrea documente despre pisici. Mă gândesc despre pisici, da. Ok. Poftim, uite-te aici, documente despre pisici. Mulțumesc. Deci, ok, mulțumesc. Frate, cică, cum să faci o maimuță să fie fericită? Doamne, ce clienți am mai avut și eu. Următorul. Aș dori muzică indiană. Poftim? Un pic. Dar, păi, dacă, păi mă gândam, mi-e prea ușor să dau. Cică, muzică indiană, Doamne, sfintele meu. Ok, ia să găsim muzică indiană. Ia să vedem. Mulțumesc! Toți clienții mei! V-am zis, eu sunt cel mai tare client! Toată lumea afară! Poftim, poftim! Păi! Dacă vă puteți să dați like, comentați și să vă abonați pe canalul meu pentru mai multe videoclipuri și dacă v-am plăcut filmele astea. Pa!